Salut tuturor și bun găsit la noi, să faceți canal astăzi, cum puteți vedea, ne jucăm și noi Forza Horizon 4, să nu uitați, e 4. Și ne jucăm cu un frumușel Audi RS6 Avant cu white body kit funtunat, cu livery din ăla frumușel. Mă știu că am urmat cu volanul, dar n-am putut să fac handcam pentru că n-am tripod și webcam-ul meu e cam de acum 900 de ani. O să vă fac un mic warning, mapa în față nu prea o să vedeți nici încărcată și poate să vă, cum se numește, să facă niște freeze frame-uri și să meargă foarte lăguit. Asta, cum se numește, filmarea, pentru că, cum se numește, e Forza Horizon pe un procesor Ryzen 5 1600 care e ok pentru înregistrări, nu e cel mai puternic, dar e cel mai bun pentru buget, să faci live stream-uri și videoclipuri. Bine, nu știu ce, am calculatorul de sau nu știu componente destul de ok și multe, nu știu de jocuri nu merg deloc. Care e foarte enervant și ciudat. Ce-a fost un șel mășoc. Puteți vedea ce cu un aero. Mergem cu viteză. Nu se bate o viteză. Așa. Ce ușor. Ce-mi place să conducă volanul Ferrari. Ai. E un Trustmaster 458 Ferrari. Nu-i cine știe ce volan. 280 de grade. Da. Am vrut să-mi iau Logitech G29 de. Că l-arată și mie chiar, dar nu, cred că, nu știu când o să-mi-l iau. Bine, nu mi-l iau acum. Dar mi-am luat schimbător. Mi-a venit astăzi, dar nu pot să-l folosesc încă. Că la ăla pot să fac handcam, că pot să folosesc ăsta. O să uiște brațul la microfon să țin webcam-ul. De la volan nu pot. Că altfel nu-ți folosesc căștile și nu am microfon la căștile, asta e problema. Nu știu că de ceva timp Forza-ul, am destul de mulți bani, adică n-am început acum de puțin timp, m-am jucat de ceva timp. Am destul de mulți bani, am avut vreo 3-4 milioane, mi se pare, mamă, 1.700.000. Ce s-a întâmplat, frate? LOL? I guess. Ce s-a întâmplat acolo? Dar eu nu sunt obișnuit să conduc din third person cu volanul. E foarte ciudat pentru că sunt obișnuit pe tastatură și pe control. Pe alea sunt ușoare, dar pe volanul mie... Ce m-a speriat renul. Eu joc și un pic, nu cred că o să fac mare videoclip acum pentru că asta o să fie într-un fel de test, să văd și eu cum îmi face procesorul și dacă merge bine, cred că o să bag și o cursă. New personal best. E un volan destul de ok de buget. O să folosesc un Logitech, un volan Logitech, un schimbător Logitech, pentru că... Da, pe buget. Hop. Și cum pot să-l folosesc, vreți să întrebați? Există adaptare pe internet. Și mi-am cumpărat adaptorul, azi nu mi-a venit. Adaptorul, azi nu mi-a venit mai schimbătorul. Din păcate. Că mai bine vine adaptorul. Adică e mai bine că a venit schimbătorul, dar într-un fel adaptorul lipsește ala cea mai mare parte la volan. Adaptorul. Și facem accident frumușel. Dacă mă jucam acum MTA și facem chestiile astea, cel jumătate de oră HD. Da. Nu știu și noi alte un joc mai diferit, sper că vă place. Și o să verific și videoclipul și cred că tot o să-l pun. Pentru că vreau să mă joc și așa frumușel. Abia aștept când o să mi meargă și mie când vine adaptorul, că cred că o să fie în primul videoclip, mi se pare cu Forza. Vreau să-l testez pe Forza Horizon. Și pe cred că băgăm un Euro Truck. Solo, nu multiplayer, că nu am bani. Dacă nu apare ofertele astea la alte, cred că acum vine Paștele și trebuie să bagi și ofertele.
facem așa ușurel, nu facem accidentel. Hop, lele, le, hop. Și încerc să nu fac șocine în mașință. A, de barcă n-am făcut deja, dar conduc destul de ok, interpăr, să nu știu ce m-am obișnuit acum. Conduc așa. Mama, vreau să fac un fel de playthrough, să vă arăt cum este. Să vă arăt și eu, pentru că oricum sunt multe videoclipuri pe YouTube cu Forza Horizon. Și da, am zis să fac și un videoclip mititel. Aici o să mănânce mult din procesor, aici o să dea de... CPU-ul văd că în procesorul văd că nu ia mult. 2% folosește OBS-ul. Și mai mult timp am multe taburi deschise. Am Steam-ul, am Discord-ul, care Discord-ul mănâncă... Îl lăsam pe ăsta fără casă. Și-o fără viață. Au ce vibe de farming simulator mi-aduc astea. Cu ferma asta. Și nu știu când o să mai fac un videoclip. Sau un live stream cu farming. Dar mai mult o să mă joc acum MTA. Că cam ăla e singurul joc care se joacă prietenii, pentru că... Cred că îl știți pe Lucian. Unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei. Care ne-a jucat o grămadă. MTA și Ionuț, nu cred că știți. Deci am reușit un canal de 200 de abonați. La duce de YouTube. Bine, pot să zic de când s-a născut. Și eu am postat cam plante. Așa. Da. Bai, lăsăm YouTube-ul. Forza Horizon. Am multe mașini pe el, vreo nu știu câte milioane. Mamă, ce mi-a mărțit genunchiul. Ce mi-a mărțește picioarele, că n-am mai stat mult la volan și la aia. Îmi place mult jocul. Hop, n-am fost atât la drum. Kamikaze Banzai. Așa intru eu peste mafie după ce mă omoară. Da, pomul ăla... Ăla era Dumnezeu. Cine am dat acum? Că nu s-a dărâmat. Abia aștept să vă Forza Horizon 5. Când se vor distruge copacii, că și pe ăștia m-ar trebui să-i facă să coboare acum. Decă dacă îi face și pe ăștia mare, eu cred că... Primul Forza Horizon care am jucat a fost Forza Horizon. Originalul, primul Forza Horizon. Care m-am jucat destul de mult și am făcut destul de multișor bănuți. M-am jucat pe Xbox 360 de când mi-am luat. Dar din păcate, nu mai știu ce s-a întâmplat. La Maroc, mi se pare. Și lumea m-a jucat de mult timp și după a început să-l caut pentru că avea el un adaptor. Care aveam nevoie de mult la volan când l-a schimbat la asta. La calculator. Când mi l-am făcut prima oară. Și da. Domașul de el m-a mutat peste tot prin casă și nu l-am găsit. Deci... RIP Xbox 360 2019, mi se pare. 2019 sau mi se pare 2020. Când duc frumușel, frumușel. Hop, drift. Nu pom, nu pom. Așa, așa. Un pom este mai de sticat, mai de cauciuc. Uleu, ce vreau și o să meargă schimbătorul. Că nu mai... Până dacă aveam și volan de la loc, chiar aș mai chiar. Îl o să apare curând. În 2 luni cred că o să apare și ăla. Și o să... Acum cred că vreau să mă pun și eu pe unboxing-uri, că puteam să fac unboxing astăzi. Cu schimbătorul, dar... Alții când... Vă luați ceva în două, nu prea vreți să faceți unboxing-urile, vreți să vă jucați direct, să le vedeți. Eu așa sunt.
Când a venit la... Băi, când mi-era, când mi-era ceva, mă gândesc mereu la unboxing și zic, băi, pe lângă de unboxing. Așa. Ale, câți influenceri. Will spin. Gata, mai vom face și un Will spin-ul episodului. Am de vreo să mă la Cars. Și la parcurs. Are ăsta Will spin-uri? Are, da, nu prea vreau. Da. Așa, am bun. Căutat Will Spin-ul. Avem 3 Will Spin-uri. Ok, let's go! Level 66, opa! Cine pică, cine pică? Vă mulțumesc cu varul ăla. Cine pică, cine pică, cine pică? Eu cred că are un calculator, o băgeam. Cine pică, cine pică? Da. Ce mult, am mult noroc. Deci norocul meu e incredibil. Wow, frate, pe bune. Trebuie spinuri. Haine. Da. E bun. Puc, am dat în zidul ăla. Domnii șefului, dar ce ați spus bă zidul ăla acolo el? Dar domnii fărăuanii, de ce ai pus bă stâlpul ăla acolo în mijlocul domnului? Că mergi și mai țărești. Nu la ea nebună. Oricum. Ăla-i, ai vocea mea roleplay pe MTA. Hă, oalem șefului, dar ce-ai făcut bă? Baștarii, ce-ai făcut baștarii? Hă, oalem, l-am făcut pe la titirez. Mamă, oricum l-am făcut pe ăla. Uleu, șeful i-a dat în cap de pol. Cu asta l-am făcut titrăz. Da, tine încolo. Am mașină, nu ca tine, sărac. Hop, lelele, hop. Stai cărul volan. Stai cărul volan, hop. Hai că mi s-a stricat calculatorul. Gă, dă-i start. Hai. Așa, șeful i. Hă, uleu, podul. Da. Cea mai șmecheră voce dobri. Că uleu șefului, dar nu te asiguri și pe tine. Mamă, dacă am făcut carapăt. Aoleu, ce-mi place vocea asta. Că uleu șefului, vezi că ai de rahat. Dar ce rei ai făcut? Opa, am ajuns unde am plecat. M-am plimbat toată harta. Câte minute? 10 minute m-am plimbat toată harta. Frumușel. Am avut un fel de gameplay. Op. E? Am DHL pe mașină scris. E frumos, oricum asta-i... Asta-i, cum se numește? Liverul de la Formula E. Nu, 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 așa, așa. Dă-i până ea, dă-i până ea, dă-i până ea. Așa. Dar ce mult de volanul ăsta? Că uitați. Acum atrag de el tare. Se ține îndreptați și la volan. Vedeți? L-ați văzut pe ăla cum a zburat pe parviz. E bun. 150. Boliu, l-am lovit. Eu la ea. Maică. Maică. Hai bă, mai a fost stânga, mai a fost stânga, mai a fost stânga. Așa. De prânzit. Așa. Piu, aliu. Ui, ui, hop, hop. Volanul meu face palpitații. Aveți palpitații? Nu prea. Hai, frate, a fost un drift de mid-air. Ia zi frumosul. Ce bă, facem culori. Schimbăm culorile la mașină.
Nu, nu, nu! Da. Pombo la RIP 2021. Da. O să-mi pierd și noi această fotoclipa cea mai bun, pentru că s-a făcut destul de multe minuțele, minus frumușele. Și m-am și-a rămas să ridic și să mai fac. Da, dacă mai doriți de clipuri cu Forza Horizon, nu știu ce mai doriți. Ziceți în comentarii ce mai vreți să mai mă joc. Dead by Daylight. Nu știu cu rândirea asta mai frumușele. Cred că mai multe amintea, cred că vreți. Apăsați butonul de like dacă mai doriți videoclipuri de genul. Eu am fost Mare XDR și noi o să vedem cu alt videoclip data viitoare. Pa, pa!